foarte scumpă pâinea, mâncarea, tot, ceva de groază. Cât de greu vă este, doamnă, să trăiți? Foarte greu, foarte greu, când nu ajungem cu cheltuielile. Dintr-o 1700 și mâncare și întreținere, plătești și căldură și curent și apă și gunoi și toate astea. Sunt zile în care vă trageți de la gură, doamnă? Întotdeauna. Întotdeauna ne facem tot posibilul ca să ne retragem, să putem să achităm datoriile, impozitele și tot ce mai avem. Dar ce renunțați la mâncare? La, și la mâncare renunțăm de multe ori. În loc să mănânci ce ar trebui pentru un regim de ăsta, te iei un kilogram de cartofi, îl ferbi și îl mănânci cu usturoi. Altceva ce poți să faci. De multe ori asta vă este masa pe zi? Păi da. De multe ori și asta și mai este care, de multe ori chiar și pâine. Pâine goală? Pâine goală. Malvina este o pensionară care recunoaște cu lacrimi în ochi că sunt zile la rând în care mănâncă doar pâine goală. În zilele mai bune își fierbe câțiva cartofi. Nu are bani de mai multe. Din 1700 de lei trebuie să își cumpere medicamente, să plătească facturi, iar mâncarea rămâne un lux pentru timișoreancă. Pe lângă neajunsuri, dorul de cei 4 copii ai săi plecați departe o îngenunchează pe bunica Malvina. Cât de trist este, doamnă, după viață de muncă, să aveți zile întregi în care să mâncați doar pâine goală. Foarte trist. Foarte, foarte, foarte trist. Foarte trist. Că ajungi că ai muncit o viață întreagă și ajungi ca să te pedepsești la bătrânețe, care la bătrânețe ar trebui să avem și noi o relaxare, să avem și noi să putem merge într-o stațiune. Să... Nu-ți permiți, nu-ți permiți nimic, 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 nimic. E viața foarte grea. Am ajuns foarte, foarte, foarte rău. Credeați că veți ajunge să trăiți astfel de zile negre? Niciodată, niciodată. Am patru copii, n-am unul, patru, care din toți patru sunt toți plecați dincolo, nici nu în țară. Și-au învățat facultatea în Timișoara. Și atunci cum? Cum ești mulțumită că ai rămas singură? Copiii s-au dus să fie sclav dincolo, că nu poate în țara ta. Vă doare inima, aveți ochii în lacrimi. Ești normal? Vă e dor de ei? Mult. Ce să facem? Mergem înainte. De câte ori vedeți pe an? Nu. Nu pe an. Poate la câțiva ani. Și cum faceți față dorului? Vorbim la telefon. La 71 de ani, Malvina se vede singură cu 2-3 bani în buzunar și cu un munte de probleme și neajunsuri. Păi nu-i viață, dar ce să facem? Mergem înainte. E greu, pentru o mamă e greu, ales că e și singură. Eu i-am crescut singură și i-am învățat, i-am educat, tot ce a fost bun. Ce se face? Asta e. Dar în România nu pot trăi și au dat seama că nu... Păi n-au cu ce să trăiască. Ca bunica Malvina sunt mulți alți pensionari uitați de statul pentru care au plătit o viață de om, dar uneori, din păcate, uitați și de proprii copii.